Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune, o ediție specială, cum se putea altfel. Vorbim despre bucătăria japoneză, pentru că tot se apropie sărbătorile, pentru că tot se apropie Crăciunul, dar vorbim și despre decembrie, vorbim despre muzica adevărată, asta în partea a doua emisiunii. În prima parte l-am invitat în studioul nostru pe Vova. Vova este un bucătar care așa întotdeauna vrea să fie modest, este de fapt modest, dar ce iese din mâinile lui aș numi artă, pentru că știu de foarte mulți ani și lucrez cu el. Bună seara, Vova, bine ai venit! Bună seara, asta da prezentare. E o prezentare, eu zic că e o prezentare pentru că chiar când ne-am cunoscut prima dată? Prima dată cu 16 ani. 16 ani, da. Atunci când exista restaurantul... Dar nu-mi plăcea de mare stuc atunci. Știu, păi la vorbim și despre asta. Nu-mi plăcea vorbim deloc. Și despre asta. Cum se chema restaurantul? Maico. În satul francez. În satul francez. Eu când am fost prima dată, l-am cunoscut pe Vova, l-am apostat așa, am luat un pic de el. Dar după ce am mâncat mâncarea gătită de el, mi s-a părut absolut excepțional. Asta vorbim așa. Deci ne știm de 16 ani, Vova, nu vine să cred. De 16 ani. Da, da, incredibil. Și după aceea am început să lucrăm împreună. El este bucătarul, să spunem, fondator de la restaurantul Yoshi, care zic eu că e o experiență culinară incredibilă în România și nu numai. Este și e în dezvoltare. Adică tot mergem să fim mai buni, mai buni. Mm-hmm. Vova, spune-mi, te rog, meniul de acum de la Yoshi, care e conceput de tine, și eu care am pretenția că știu bucătăria japoneză și mănânc de câte ori pot, mănânc cam rar în ultima vreme, mi se pare, adică niciodată n-am reușit să-l învăț. Niciodată nu, de fiecare dată mă uit un fel de mâncare, la un moment dat ne propusesem să mănânc în fiecare zi altfel de mâncare, dar nu am timp și nici nu pot. Cum l-ai conceput? Pentru București, pentru România? Meniul este ușor adaptat pentru europeni, nu în general România. Sau. Uh-huh. Este ușor adaptat, nu este curat japonez, sunt folosite și ingrediente europene, uh-huh. Cum e, de exemplu, parmezanul, prosciutto, nu știu, capere, uh-huh. Ceea ce în Japonia nu se folosesc. Japonez de învățat, n-aveți cum să învățați, că și eu până acum învăț. A, și tu înveți în continuu. Tu ai avut un maestru japonez. Da, cel mai bun am avut un maestru japonez acum 17-18 ani. Înainte de a veni în București. Da, care m-a învățat foarte mult. M-a învățat foarte multă psihologie, pot să zic. Adică era un psiholog bun. Eu singur vroiam să muncesc în fiecare zi, fără să mă impună el pe mine. Adică eu am lucrat cel mai mult. Tu îți doreai practic să lucrezi? Eu doream să învăț. Eu doream să învăț totul. Oricum n-am învățat totul, dar îmi doream și cel mai mult am lucrat fără nicio zi liberă, un an și 200 și de zile. Incredibil. Nici zi de naștere, nici revelion, nimic. Pentru că îl descoperise pe acest maestru, care venise din Japonia, asta era în Republica Moldova. Da. Și acolo l-ai cunoscut, dar cum ai ajuns într-o astfel de bucătărie? Ce te-a făcut? Că erai puști, erai copil atunci. Nici nu știu cum să zic, nici din greșeală, nici, nu știu, o coincidență. Eu făceam sport, nu făceam bucătărie și nu pot să zic că de mic îmi plăcea să gătesc. Nu nimic plăcea, din toate astea, nu are nicio legătură. Mm-hmm. Făceam rugby, jucam chiar pentru Naționala Moldovei, chiar și cu România jucam. Dar când a venit momentul să-mi aleg profesia, mama cumva m-a împins către chestia asta. Eu ziceam că mie nu place. De ce să fac? Eu credeam că o să fac sport toată viața. Cum nu-ți place? Păi nu gătești tu fratele tău, surorile tale? Zic, păi gătesc că voi sunteți la muncă și trebuie să mănânce ceva, dar nu că îmi place să gătesc. Mm-hmm. Și după ce am descoperit, după școala de 2 ani, după ce am descoperit bucătăria japoneză, am vrut să învăț absolut tot. Și nu doar din bucătărie, și din cultură, și din... Îmi place foarte mult Japonia. Adică și acasă la mine sunt elemente... Foarte multe japoneze și în curte și în casă. Peste tot. Îmi place foarte tot japonez. Dar a fost foarte importantă experiența și întâlnirea cu maestrul tău japonez. Că dacă nu întâlneai... Cred că e cel mai important lucru... Care s-a întâmplat în viața ta. S-a întâmplat, da.
Adică el era și un personaj extraordinar de te-a captivat atât de tare bucătăria și așa mai departe. Adică asta a fost. Da. Adică e important să cunoști... Nu știu, un exemplu. De exemplu, când am învățat deja toată bucătăria de acolo, din restaurant respectiv, tot ce era acolo, ce mi s-a oferit, i-am spus că vreau să învăț bucătărie japoneză curată. Pentru că și acolo era adaptat. Și primul lucru mi-a zis că facem, dar trebuie să-ți ascuți cuțitul. Și zic, păi cuțitul meu dacă berberește, adică e super ascuțit, cuțit de metal călit. Și zic că nu, mai ascute-l pentru că atunci când tai ridiche, de exemplu japoneza, tu o strivești și ea iese albă, nu iese străvezie, trebuie să se vadă prin ea, adică trebuie să poți ști ziar. Și de acolo a pornit bucătăria curată japoneză și au mai urmat câțiva ani de învățare. Și mi-a plăcut mereu chestia asta. Incredibil. Da. Care sunt secretele cu ghilimele de rigoare ale bucătăriei japoneze? Plecând de la ascuțirea cuțitului ca să se vadă ridichea, să citezi ziarul prin ea, care sunt alte câteva? Nu, bine, nu trebuie să le spui pe toate, să ne fure cineva patentul. Vă zic că în Japonia, adică mereu merg după principiul Kodavari. Kodavari înseamnă drumul spre perfecțiune, calea spre perfecțiune. Doar atunci înveți cel mai mult. Nu ajungi niciodată să fii perfect. Dar drumul este foarte important. Da. Drumul e cel și mai important. Și mereu merg pe principiul ăsta, Kodavari. Și asta facem și noi. Și asta m-a învățat și pe mine. Detalii din astea sunt mii, nu știu, de cuțit ascuțit până la... Câteva așa, ca idee. Calitatea mai produsului, nu știu. Alegi, te documentezi în fiecare țară cum crește produsul. Și după aia lucrezi cu produsurile. De exemplu, scoicele Saint-Jacques. Eu prefer Saint-Jacques doar de Canada pentru că e mai puțin nisip în Canada. Sunt mai multe pietre. Saint-Jacques e un filtru natural și toată viața pompează apa prin el și nisipul rămâne. Poți să-l scoți, dar îl scoți foarte greu și de multe ori întâlnești Saint-Jacques cu puțin nisip. E microscopic, dar nu simți în gură. Și atunci, ca să cunoști ingredientul, trebuie să cunoști și țara. Ce plajă are, ce mai crește acolo, ce se întâmplă asta. Sunt multe detalii de astea. E mult de vorbit. Apropo de Yoshi, trebuie să vorbim despre, știu și eu câteva feluri de mâncare, dar aș vrea să prezinți tu două, trei. Îi rog pe colegii noștri, poate să dea în cealaltă jumătate de ecran, într-o jumătate de ecran, poate să dea imagini de la Yoshi și așa mai departe, fotografii. Vova, există un meniu absolut excepțional, Kaiseki se cheamă, da? Pe care când și când îl găsești în meniul de la Yoshi, să zic. De fapt, e o ofertă specială care are câte feluri de mâncare? Între 8 și 12 feluri de mâncare. 8 și 12 depinde feluri de mâncare. Persoana care dorește. Mulți se întreabă, domnule, dar cum să mănânc eu 12 feluri de mâncare? Eu care mănânc puțin și știi foarte bine, uite că am reușit. Pentru că porțiile sunt mici, dar experiența e incredibilă. Cum combine aceste feluri de mâncare? Cum faci această... meniu de degustare, să spunem. Păi, prima dată vorbesc cu clientul respectiv care a comandat cu cel puțin 24 de ore înainte acest meniu, câte persoane. E greu să faci pentru multe persoane, de-aia am ales un număr de 6 persoane. După care mă joc cu ingredient, depinde ce am în ziua respectivă cel mai bun și cel mai proaspăt. Și mă joc cu ele. Clar, trebuie să fie o supică, o sălățică, după aia niște sushi, la fel principal, ceva, dar sunt foarte mici. O să fie, acum nu e. Știu că din când în când. Deci, practic, cumva te mulezi pe personalitatea clientului, pe care în principiu îl știi, în cel mai multe, da? Sau descoperi atunci și îl întrebi ce îi place. Pește, carne, pentru că sunt și multe feluri de carne. Da, sunt alergici, toată informația asta o aflu și după aia fac. Pentru oamenii care se uită la noi prima dată, se uită, zice, mă, ce vorbesc ăștia și când văd și imaginele, acolo este o artă deja gustul. E un fel de meniu degustativ cum e în bucătăria europeană. Bine, în general, eu cred că... Vorbești de Kaiseki. De Kaiseki, da. Și totodată, poate spun greșit, poate nu e bine să spun așa, dar totodată și eu mă învăț pe banii clienților să fac ceva. E foarte corect. Adică, pentru că tu inventezi, de fapt, atunci. Într-o bună măsură improvizezi. Da. Și e foarte bun, adică nu le dau orice. Nu, Dumnezeule, asta e clar. Nu, da, improvizația face și face parte din jocul unui artist, bucătar și așa mai departe. Spune-mi, te rog, că m-am întrebat de multe ori, dar nu am aflat niciodată răspunsul de la tine. Câte feluri de mâncare știi să faci? Nu punem acum improvizațiile, că așa poți să faci la nesfârșit. Acum am
terminat al treilea caiet, e cam atât de gros. Trei caiete? Nu știu. Deci mii de rețete pe care le știi. Multe dintre ele le inventezi tu, le improvizezi tu sau sunt unele clasice pe care le știi, le-ai învățat? Nu știu să zic o statistică, sunt multe care le-am învățat, dar am început și să inventez și orice idee îmi vine în cap, imediat îmi notez, imediat și după aia o dezvolt de fiecare dată. Acum, de exemplu, am fost la Sibiu să fac veselă pentru nou meniu. Aștept, mi-a promis până la Revelion o să fie și dacă, Doamne, știu, este, de la Revelion avem alt meniu, total alt fel. Al meniu plecând de la veselă? De la veselă, da. Clar. Adică adaptat pe veselă. Păi numai tu ești în stare de asta, să faci un meniu adaptat la veselă. Asta e incredibil. L-am făcut cum vreau eu să fie. Păi știu. Am ales culori, am ales forme. Și atunci și felurile de mâncare le alegi în funcție de veselă. Asta mi se pare extraordinar. Și din spusele lui ar trebui să fie și 6 seturi pentru căiseche. 6 feluri, câte 12 farfurii, toate diferite. Deci asta, să faceți un calcul, cei care se uită la noi, deci vin 6 oameni și mănâncă fiecare câte 12 feluri. Deci faceți calculul, sunt 72 de farfurii care se aduc la masă plecând de la acest meniu caiseche. Vova, oamenii care se uită la noi și văd imagini, Doamne, bucătăria asta japoneză li se pare deja ceva complicat. Dar sunt câteva lucruri simple pe care le-am învățat la tine și le-am mâncat. Le-am învățat mâncându-le. E vorba despre sushi și sashimi, adică astea sunt lucrurile de bază. Cât de greu e să faci, că acum îi văd pe toți vloggerii și așa mai departe, că vor să fac sashimi și ne învață pe toți cum să facem sashimi și sushi. Sashimi nu se face greu, nigiri, sushi nu se fac greu. Doar că pregătirea până a tăiat două, trei bucăți de pește, pregătirea până atunci este foarte complicată. Nu știu, tranșarea peștelui. De exemplu, astăzi aveam un ton de 134 parcă de kg. 134 de kg. Da, este acum în bucătărie. Tranșatul îți iau câteva ore. Dar tu mi-ai arătat, iată-mă, te întrerup un pic, tu mi-ai arătat că la ton se mănâncă absolut tot. Era o poză în care se mănâncă absolut tot. Nu, japonezii mănâncă și ochi, dar eu nu pot. Poftim? Ochiul. Mănâncă și ochiul ăla? Sau ochi tampură, da. Se gătește și ochiul, nu? Da. Uite, apropo, pentru caiseche, de exemplu, dacă azi am ton și îmi vine tonul și dacă e cu cap, altfel alea sunt foarte, e o chestie foarte obrăjorii, da. Branchii, obrăjorii, da. În japoneză și măfuri. Se numește, sunt foarte apreciate. A, uite, avem aici o poză cu un ton mai vechi. Dați un pic poza aia, vă rog, cu tonul ăla. Cu cât e mai mare un ton, cu atât e mai valoros. Asta am învățat și eu, nu? Ar trebui să fie mai gras, dar depinde și cum migrează și de unde a fost prins. Aoleu. Și ce timp a sezonului. Deci eu vreau să-mi dai doar ton prins în marea, adică ce înseamnă? Depinde, nu știu. Adică trebuie să fie într-o anumită perioadă? Dacă migrează și pleacă spre îngrășare, nu e ok nu este în zona bun. Aia să-l prinzi pentru că e slab. Când se întoarce, atunci e bine. Atunci trebuie să-l prinzi. Da, sau te duci mai la nord să-l prinzi în perioada de nord. E iarăși e diferit. Și peștele e diferit, tonul e diferit. Există, nu știu, zeci de feluri de ton. Albastru, negru, alb, maro. Sunt foarte multe feluri de ton. Face parte un element esențial din bucătăria japoneză tonul, da? Înainte, în Japonia era considerat tonul mâncare săracilor. Acum, după ce a început să dispară și a devenit tot mai rar și foarte scump, cel mai scump ton din lume a fost cumpărat cu 500.000 de euro. A fost într-adevăr o licitație între două restaurante și vrea să arate care din ei mai tare. A fost cumpărat cu banii ăștia, într-adevăr. E un ton foarte scump. În România ajunge ton mai mic, în jur de 15-20 de euro pentru kilogram. În Japonia se duce deja tonul cel mare de până în 200 de kilograme, dar și prietul. Japonia și Franța. Ei își permit să cumpere tonul. Până la 500.000 de euro costă un ton. Cel mai scump a fost. Cel mai scump. Dar știi care e peștele din România, care era peștele săracilor și acum e peștele bogaților? Calcanul. Înainte, de Marea Neagră. Calcanul de Marea Neagră, care este excepțional, era peștele săracilor. Da. Deci tonul din peștele săracilor în Japonia a devenit peștele celor care își permit să cumpere pentru că e foarte scump. Și alți pești sau alte carne esențiale în bucătăria japoneză? Vita japoneză, Kobe sau Hida. E doar localitatea Hida, doar în localitatea Kobe. Kobe. În Kobe, de exemplu, din câte știam eu cu câțiva ani,
când m-am documentat, erau 242 de firme care creșteau maxim 30 de vaci, 20 de vaci fiecare. Adică nu găsești foarte greu. E greu să importi, da, corbele, e foarte greu, îți trebuie un certificat, îți trebuie să alți bani și foarte complicat. Și ce faci din Vita Kobe ca fel de mâncare în bucătăria japoneză? De la sushi până la steak, orice. Deci orice se poate face. Pentru că nu e gras, nu e o grăsime simplă, e o grăsime între firicelele de carne, se topește în gură, deci Vita mai bună nu există. Nu există nu mai există. Bună ca asta. Vă luăm o scurtă pauză și ne întoarcem, pentru că eu eram convins că nu ne ajunge o jumătate de oră, nu ne ajunge nicio oră să vorbim despre bucătăria japoneză și aș vrea să-mi spui și despre ideea de tepan, pentru că sunt mulți care nu mănâncă peștele crud, există și varianta rumenită și eu am învățat așa. Dacă îmi spunea cineva acum 20 de ani că eu mănânc pește crud, spuneam că e nebun pentru nimic în lume. Acum, aproape când la orice masă, trebuie să mănânc niște sashimi. Dar despre asta vorbim și despre ideea de tepan, unde este mâncare gătită. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la Vova, cel mai mare bucătar, șef la Yoshi. Vladimir Curnic, pe numele de scenă Vova, pentru că ăsta e numele invitatului meu din această seară. Vorbeam despre bucătăria japoneză. Uite, îmi dau seama acum, stând de vorba cu tine aici, că am atât de multe întrebări la care nici eu nu știu răspunsurile și cu atât mai interesante sunt răspunsurile și pentru cei care ne urmăresc. Ziceam de tepan. Se gătește dintotdeauna în Japonia la tepan, că e o chestie unică, adică nu mai vezi la alte bucătării tepan. Eu știu o poveste, o legendă, nici nu știu cum să zic, cum s-a inventat tăpanul. Pe timpul războiilor nu puteau găti oricând, oriunde. Și făceau focul sub scutele lor, scut de apărare. Și practic prăjeau pe el ingredientele. Și în felul ăsta s-a inventat tăpanul, adică e ceva tradițional japonez, unde bucătarul gătește în fața oricărui client, cu show, fără show, nu contează. Poți să vorbească cu el. E puțin își ia cumva cină prânzul clientul, cumva mai activ decât, decât ar sta pur și simplu la masă și ar mânca. Pentru că poți să vorbească, poți să povestească despre orice ingredient. Despre mâncare, despre cum a fost făcută ingrediente orice, și așa mai departe. Dacă bucătarul e capabil să vorbească, vorbește. Și e foarte interesant. Mai activ este yakiniku. Acolo clientul singur își face ce vrea. Păi spune că la Yoshi există da, și asta. Da, noi avem două plite încorporate în masă. Și vin clienții, se pun la masă? Da. Și aleg vrață, vită japoneză. Felul de mâncare? Da. Și gătesc pe acel grătar care este încorporat în masă? Da, direct în restaurant, cu ce sos vor ei, câtă sare vor ei. Adică asta deja e luarea cinei mai active, să zic așa. Adică și participi la facerea ei, ca să spun. Sigur, doar tu participi, nu te ajută. Și la tepan sunt importante și ingredientele? Pentru că la începutul mesei pui toate ingredientele și, mă rog, produsele le pui pe tepan într-o parte, după care începi să le gătești. E frumos să vadă clientul ingredientul crud și proaspăt. Da, am și făcut bucătăria cu sticlă ca să se vadă dacă a scăpat ceva jos bucătarul, cum arată mâinile lui, sunt curate sau nu, are unghii. Mai sunt bucătării unde au unghiile vopsite, fetele. Adică totul vede clientul, așa și la tăpan, vede produsul proaspăt, cum arată, și după aia produsul în fața lui se gătește. E foarte frumos. Și ăla, robata ăla, care îmi place mie? Robata e un grătar japonez, încă nu l-am pus în funcțiune foarte bine, dar de la Dar care sunt calitățile lui? Că nu atinge carnea niciun fel, nu? Da, și temperatura vine, e foarte strâns și temperatura se ridică foarte tare în sus și plus e etajat, poți să te joci cu... Dacă se cu nivelul, de, da, cu nivelul de pregătire, de gătit până la urmă. Plus, e folosit un cărbune special, binciotan, din bambus, care este uscat. Dacă lovești cărbune de cărbune, e un sunet de metal. Cărbuni din bambus. Da, cărbuni din bambus, uscat, e foarte tare. Totuși, noi stau și mă gândesc că eu am plecat la Caracal. E ok. Dacă am ajuns să mănânc și eu vin de la Moldova. Știu, pe mâncare gătită din bambus, deja am ajuns departe. Spune-mi, te rog, Vova, top 5 ingrediente japoneze. Apropo de, vorbeam de asta. Că mi-aduc aminte prima dată, cred că acum 20 de ani am mâncat la, cred că la Monte Carlo, la un restaurant japonez și am dat peste
ghimbir și peste wasabi. Pentru mine erau atât de puternice cele două gusturi că am crezut că m-am otrăvit, sincer. Da, ghimbirul și wasabele sunt două ingrediente importante, dar nu sunt top. Cele mai top ingrediente cred că sunt matsutake, ciupercile matsutake. Supa aia de obinumuși servită în ceainic. Are o filiuță de 5 mm de ciupercă. Și filiuța aia de ciupercă dă toată aroma supei. Adică e foarte puțin. Da. Și toată lumea zice că trufa este cea mai scumpă ciupercă din lume. De fapt, matsutake. Matsutake este peste 2000 și de euro kilogram. Când trufa abia ajunge la 1500. Matsutake, clar, arici de mare. Aoleu, acela e un gust incredibil. Stai o secundă. Supa aia la ceainic e printre favoritele mele. Și acum e prima dată când aflu că se pune o feliuță atât de fină și de subțire de ciupercă. Așa. Ați văzut, pentru supa aia s-a inventat daia ca să-i chiar farfurii diferite. Că ei inventează pentru un fel de mâncare farfuria lui. Da, e foarte ce spuneai greu. Tu cu vesela. E foarte faci... greu să schimbi meniul la noi, că trebuie și aia, trebuie și aia. Trebuie... Te costă mai mult vesela decât da. Produsele deci, ca să... Supa aia e singura supă servită în ceainic din lume. Nu există supă servită în ceainic. Practic îți pui și sorbi ca ceaiul din ea, după aia mănânci ingredientele dinăuntru. Și are o singură feliuță de matsutake care este foarte bun pentru organism, mai ales pentru persoanele după chimioterapie. Deci după își revin foarte bine. Care după trec prin chimioterapie. Da. Am și înțeles. Ariciu de mare la fel. Asta ambele două ingrediente. Dar știi că la ariciu de mare eu mi-am dezvoltat gusturile, mi le-am educat pur și simplu și cu ajutorul tău al bucătăriei japoneze, dar mai ales al tău. Pentru că ai avut răbdare să nu-mi dai de la început niște produse, niște ingrediente atât de tare încât să... Căci după aia fugi, adică nu mai guști. Și le-am dat multora, de asta mi-aduc aminte lui Marius Manole, săracu. Arici de mare și a crezut că am mâncat ceva stricat, deci să te vădea pe jos. Că e un gust atât de puternic, dar este un gust incredibil în punctul meu de vedere. De nuci verzi, dar foarte puternic. Nu știu, Vova, cred, mie îmi place foarte tare, dar am văzut reacția celorlalți, că toți zici că la ea e otrăvit, că l-ai dat ceva stricat, sau nu, mai mult decât atât. E ceva bun. Sunt multe de-astea care nici eu nu pot să le mănânc în bucătărie japoneză. Natto, de exemplu, sunt niște fasole fermentate. Ai văzut că cei mai mulți dintre cei care vin la restaurant, încet, încet, nu mai fac asta, dar la început luam mâncarea și o necam într-un sos de soia. Și aproape că necam și gustul de la sushi sau ce mâncam. Sigur că trebuie să le spunem celor care se uit că, în principiu, restaurantele își gătesc, nu? La, tu faci sosul de soia, îl gătești tu. Sosul de soia, da. Și ăla se practică, poate și bea. Se poate. E o practică să... Bagi în atât de mult tot ce mănânci în sos de soia? Tradițional nu, dar să nu uităm că suntem europeni și mâncăm cum bine, vrem noi. Bine, tu spune cum se face în Japonia. Nu. Se unge decât peștele cu bețișoarele, se unge decât peștele și se mănâncă. Adică pui cu bețișoarele, dai pe sosul de soia și ungi peștele, nu? Nu, bagi tot așa în sosieră, dar ușor. Și după ușor aia, suprafața peștelui. Peștelui, nu orezului, orezul absorbe mult. Normal, și atunci ai rezolvat cazul. Da. Și în ceea ce privește ghimbirul? Ghimbirul e recomandat între felurile de pește, să se schimbe gustul în gură când vine celălalt fel. Plus este crud și poate să aibă niște bacterii, dar bacterii care corpul nostru le asimilează. Le asimilează. Dar totuși să fie și... Dar și aici ghimbirul e diferit. Știi că l-am mâncat un ghimbir ușor aromatizat altfel, dar era natural, nu era făcut ceva și era extraordinar. Iar în ceea ce privește wasabi... Este un fel de... Nu e wasabi ăla adevărat, pentru că ăla noi europenii nici nu l-am putea mânca, am înțeles, nu? Ba da, l-am putea, dar este foarte scump. Am încercat și iese mai scump decât un platou de sushi. O rădăcină de wasabi. Serios? Care o mănâncă, da, se mănâncă la un platou de sushi. E foarte scump, exagerat. Și deocamdată noi nu ne permitem. Și japonezii mănâncă asta? Japonezii, în general, au și ei, rădăcina la ei tot e scumpă. La fel, folosesc frunzele din wasabi, le deshidratează, fac un praf de el și probabil rădăcină de hrean, nu știu ce conține exact. Dar legumele sunt scumpe la ei, mai scumpe decât peștele, pentru că ei nu au spațiu să crească legume. Da, ce îmi spui mi se pare incredibil, adică wasabi ăla să fie cât un platou de pește, adică n-are rost. Și noi europenii ce mâncăm? Wasabi ăla e de fapt? Sunt frunze de wasabi cu hrean. Adică un amestec, nu este un wasabi 100%, nu este un wasabi pur. Ar da faliment toate restaurantele dacă ar folosi. Dacă ar folosi wasabi la 100%. Incredibil. Spune-mi, Vova,
dacă ar fi să te duci la curtea unui împărat, a unui rege, da? Și ai vrea să mănânce și ai vrea să-l impresionezi, spunem 5 feluri de mâncare, dar din toate, și gust, și aperitive și tot ce pe care l-ai face. Sashimi de Kobe. Clar. Sashimi de Kobe. Cu sos ponzu și trufe, probabil. Adică 100% nebunie. Da. Kobe, da. Sashimi. Adică sunt două delicatese la un loc. Kobe crudă. Da, sunt două delicatese la un loc. Care sunt cele două? Și Kobe și trufa. A, cu trufe. N-am fost da. Atent, iartă-mă. Și trufe. Kobe cu trufe. Japonezii folosesc trufa la Kobe? Da. Uh-huh. Da. Iarăși, Kobele se combină și cu foie gras foarte bine. Kobe cu foie gras, da. Și ambele sunt grase, dar bine, acolo ai câteva mii de calorii, dar merge. Da. Kobe cu foie gras, sună bine, așa? Nu știu, trebuie să mă gândesc, nu pot răspunde așa. Bun. Imediat. Zi-mi de la pește ce pește ai pune. Ai ăsta sibasul de chile, care mi se pare. Sibasul chileanu, da, e genial. Ai black cod-ul, care este senzațional. Black cod-ul, da, marinat în miso. Uh-huh. Nu știu, m-aș gândi înainte deci pește. Și ce ar mai fi altceva? Fructe de mare, care ar fi? Ce ai gătit din fructe de mare? Care este fructul de mare care ți se pare cel mai folosit și cel mai bun în bucătăria japoneză? Coada de langustă, creveți. Coada de langustă. Coada de langustă, da, cred că e ceva mai, uh-huh. mai pentru rege. Uh-huh. Mai pentru rege și gust și valoare și foarte scumpă coada de langustă. Da. Uh-huh. Spune-mi, te rog, vorbeai mai devreme de faptul că folosești și parmezan, că folosești și prosciutto, că se europenizează într-un fel sau altul bucătăria japoneză pentru Europa. Care mai sunt ingrediente sau câteva feluri de mâncare care sunt europenizate, în care folosești ingredientele de care vorbeai? De exemplu, botarga. Botarga, ce aia? Botarga este o icră de chefal. Există și de ton, dar mai tare îmi place cea de chefal. Face și Grecia, face și Italia. Însă cea de Grecia este băgat în ceară de albini. Mm-hmm. Și se păstrează cum se face prosciutto. Se usucă, mm-hmm. se maturează. Fix așa este, sunt două fâșii de icre, de chefal, în ceară. Și știu, excepțional. E un ingredient grecesc. Excepțional, gustos, da. Da, e amărui. De exemplu, foie gras. Foie gras e Franța. Mm-hmm. Deci, stai puțin, japonezii nu folosesc icre de... Japonezii au început să ia și de la noi multe ingrediente. Da? Niciodată nu foloseau brânză, Philadelphia, că toată lumea e disperată după Philadelphia acum. Mm-hmm. Nu știu, e la modă, habar n-am. Sau maioneză în sushi, niciodată. Totul este curat. Japonezii nu dau gust produsului, vor să accentueze produsul în sine. Și gustul în sine al fiecărui ingredient pe care îl folosesc, se simte. 100% cum e el. Da. China face mult sos, mm-hmm. pentru că totul e dehidratat la ei, nu știu. Mm-hmm. Și mult sos de-a gust ingredientul. Japonii, deci au început și japonezii să mai folosească. Să mai folosească, da, de la noi. Eu am lucrat și cu japonezi buni de la care am învățat, am lucrat și cu japonezi mulți pe care i-am învățat. Adică și în continuare lucrează în alte țări și fac aceeași chestie. Ai învățat și tu lucrurile astea care sunt sau europenizi? Nu, lucruri japoneze. Lucruri japoneze ai învățat. Da. Păi normal, ești mai japonez decât mulți japonezi. Păi, dar icre de chefal nu foloseau japonezii totuși. Nu. Bun, altceva. Asta cu prosciutto, am văzut câteva role cu prosciutto, e senzațional. Prezaola, prosciutto, uh-huh. roșii, sherry. Uh-huh. Ce mai fi? Bine, legumele sunt românești. Și parmezan, că sunt câteva cu parmezan. Parmezan, da. Ai introdus tu chestia de coio și mai ales pentru copii, sună bine. Da, se încapă în gură, sunt mici. Sunt mici și sunt, mici. Exact, sunt sushi mici. Spune-mi, Vova, pentru că te uiți, studiezi, vezi, citești despre bucătăria japoneză numai... Ce se întâmplă cu bucătăria în lumea generală? Cu asta japoneză, în primul rând, dar bucătăria. Spre ce merge? Vezi restaurante reinventate cu mâncare românești și așa mai departe? Nu știu ce, nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă în lume, dar ce se întâmplă în România pot să zic. S-au mulțit și e foarte bine. De exemplu, în Rusia, probabil în fiecare bar este câte un meniu mic de sushi și tu, orice bucătărie n-ar avea, tu ai și un meniu mic de sushi. Asta se întâmplă deja și în România. Înainte nu era așa ceva, adică sunt multe. Mâncarea japoneză începe să facă parte din cât mai multe locuri unde se mănâncă. Adică neapărat, mai ales baruri, se întâmplă la hoteluri, se întâmplă la restaurante de lux. E o mâncare pentru ușoară. Că există restaurante în Italia unde eu am mâncat și nu numai, în Europa în general, unde ai și un meniu de sushi. Sau la marile hoteluri de la Paris,
Roma, Milano, pentru că am fost, întotdeauna există și un meniu de sushi. De ce? Este o mâncare ușoară, e o mâncare care se face rapid și e la modă, sincer, e la modă. Adică este, este în trend, cum se spune, da. Acum să... Cred că degrabă o să fie și mâncare stradală la modă japoneză, pentru că e foarte diversificată, sunt foarte multe. În Japonia exista mâncare stradală la modul sushi, sashimi și așa mai departe? Sushi, sashimi nu. E ceva mai scump și în chiar și în Japonia și nu toate restaurantele au sushi în meniu. Dar stradală e peste tot. Ce fel de mâncare? Diferite chifteluțe prăjite. Alta decât asta, da, care e, dar nu are nicio legătură cu fast food japonez. Da, dar e foarte mișto, e total diferit. Și tu crezi că și în România se va întâmpla să mâncarea japoneză să se vândă pe stradă? Da, la un moment dat, da. Dar nu asta clasică pe care o faci, felurile cele mai importante, ci o mâncare mai, să spunem, mai fast food. Da, nu? Și mai ieftină, bineînțeles. Și mai ieftină. Și să o poți mânca pe stradă mergând la muncă cum sunt covrigii. A, deci mâncarea japoneză va fi precum covrigii. În momentul în care vezi un client că intră la Yoshi, da? Știi dinainte, cu experiența ta, cu psihologia ta, cam ce fel de client e și ce ar mânca? După atâta timp? Nu. De multe ori am greșit când m-am gândit. De foarte multe ori am greșit, dar din fericire la Yoshi vin clienți care știu să mănânce și care au fost în toată lumea asta și au experimentat orice de bucătărie, nu doar japoneză. Am înțeles și atunci știu ce să ceară și să mănânce. Știu foarte bine. Dar hai să luăm să facem un exercițiu. După aia te las, pentru că trebuie să le spun celor care ne urmăresc. Lui Vova nu-i place să fie în fața camerei de luat vederi, mai ales să vorbească. Îi place să gătească în fața camerei de luat vederi. Nu îi place și așa mai departe. Este un tip căruia îi place foarte tare să facă ceea ce face. Nu te mai întreb ce mănânci tu, pentru că îi speriem pe oameni. Că eu am aflat, când am aflat ce mănânci tu de obicei, dar întotdeauna cu multă vodka, asta trebuie să spunem. Adică vodka este ingredientul. Și somonul îl marinez cu vodka acum, la Iuși. A, da? Da. A, trebuie să vină. E un somon uscat în algă, își ia iodul și sarea de la algă, natural. Și după aia vodka. A, uite, alt ingredient. E tare, alt ingredient, algele. Păi avem câteva feluri de alge care sunt incredibile. Adică e o experiență în sine numai să mănânci 4-5 feluri de alge. De-aia e eu și ceea ce... Vova, să spunem că vin niște oameni de bun simț care vor să mănânce la Yoshi, da? Și n-au mâncat mâncare japoneză. Ar fi prima lor experiență și ieșire. Și ar veni cu familia, adică și copii. Ce le-ai da ca să-i faci să rămână și să rămână prinși de bucătării, să le placă bucătăria japoneză? Câteva feluri pe care le-ai da. Da, asta se întâmplă foarte des. Chiar și îi vezi din start pentru că mănâncă cu furculiță și tai cu cuțitul rola, când el trebuie băgat în gură de întreg. Le dai în primul rând ceva gătit sau ușor gătit. După care foarte puțin ceva crud. Oamenii se învață să mănânce sushi, dar tu trebuie să începi de la un sushi gătit cu anghilă, cu foie gras sau o rolă prăjită, un fried roll, o supă mai spre românească, să zicem un ramen, nu-i dai direct din start. Ramen care are și carne de... Are și carne și mai... Carne de porc are, nu ramenul, da, nu? Da, al nostru e cu porc, da. Și o supă care se apropie de cea românească. Nu-i dai miso din... Din prima, pentru că e un gust foarte puternic, da. Da. Și așa îi educăm pe ăștia care, îi învățăm pe ăștia care vin... Prima dată ca să mănânce ceva, să le placă și să revină. După care poate să deguste și altceva, să facă și altceva. Da. Păi ar trebui să mergi, să vorbim, să plecăm într-o vacanță. Nu știu dacă eu reușesc să pleci într-o vacanță în Japonia, să vezi ce se întâmplă. Apropo de întrebarea mea, ce se întâmplă cu bucătăria japoneză, pentru că oricum știi, spuneai mai devreme că și ei evoluează, împrumută multe ingrediente și așa mai departe. Dar restaurantele de top, cel mai de top din, să spunem, cele mai tare restaurante din Japonia, cam cât costă un meniu de persoană? Unde mănâncă Kobe, unde mănâncă sashimi de... De exemplu, otoro de la ton, da. O porție de matsutake în sezon din septembrie în octombrie, sunt câteva ciuperci matsutake, cam 500-600 de euro, doar o singură mâncare. Doar un singur ciupercile. Fel de mâncare, da, dar sunt 3 ciuperci acolo. Deci poți să ajungi la 1000 de euro de persoană la un restaurant, cel puțin. Da. E cea mai, una dintre cele mai scumpe țări. Metru pătrat la ei costă și la 400.000 de euro. Dar și la mâncare e la fel, pentru și că... Și la mâncare, da, la fel.
Bun, Vova, mulțumesc mult că ai venit în această seară și că ne-ai spus câteva lucruri despre bucătăria japoneză și ce înseamnă această bucătărie japoneză la Yoshi. De câte ori schimbi meniul la Yoshi într-un an de zile? Nu am un grafic de schimbat meniul. Cum simt că... Cum simți că e schimb ceva? Da, dar sunt câteva lucruri care rămân întotdeauna. Rămân de fiecare dată, da. Mm-hmm. Rămân pentru că cer clienți. Sunt cele mai căutate și da. Ții cont și de preferințele lor. În rest, schimbi, improvizezi și așa mai departe. Mulțumesc mult, Vova, bucătarul șef de la Yoshi. Ne oprim și continuăm cu partea a doua emisiunii. Continuăm emisiunea din această seară, invitatul din partea a doua, un invitat cu totul special, pe numele său de scenă, Nico Alifantis. Bună seara! Bună, Marius! Bună seara, de invitație. Da. Bine ai venit, dar vrei, adică ești... Nu, sunt aici. Nu, dar faci ca un star de la rog. Bună seara! Păi așa se face. Parcă ești Minculescu. Bună seara, prieten! Nu. Nu mă bag pe felia. Nu, prieten, dar erai, de... bună seara, erai entuziasmat. De ce? Acolo e felia lucrurilor. Ai vreun motiv să fii entuziasmat? Că nu înțeleg. Eu? Să nu. Tot ce se întâmplă mă entuziasmează în bun spectacol. Ca de exemplu, zi-mi și mie top 3 întâmplări care te încântă și te entuziasmează. În primul rând te văd pe tine. Și asta îmi dă o stare așa de bine și îți mulțumesc foarte mult că m-ai chemat la această televiziune. În al doilea rând, vrei să mai... Cu drag. Mai dăm două. E suficient asta. Faptul că te-am văzut, că mă uit în ochii tăi, da. Că îmi zâmbești, că bei ceai împreună cu mine, că suntem într-un studio foarte verde, e foarte plăcut. Fată verde cu părul pădure e de la Phoenix. O, da. Tu ai ceva cu verde? Da, doamna verde. A, doamna verde, vezi? Vezi încă te duce, adică verdele lui. Conexiunile încă funcționează. Neuronii funcționează foarte bine, arăți superb. Nu, să nu mergem. Ia mai să mai ești pic, puțin da. Și o să fii străbunic. Mamă, ce ți-am dat pastați, pasta la temelie. No. Dar cât au nepoții? Sunt mici, glumeam. 4.5 și cu 5. 4.5 Bine, și 5. Bine, deja s-au depășit și 5. S-au depășit și 5 pentru că ești tu cu un an în urmă. Ești în... Da, întâlnirea de astăzi n-a fost... Eu sunt pe stil vechi și de asta... Ești pe stil vechi? Așa da. Și pari pe stil vechi. Mulțumesc. Plăcere, bine ai venit. Bine ne-am ciondănit un pic înainte de emisiune pentru că domnia sa a zis că... L-am întrebat, zic, de ce n-ai adus și chitara să cânti ceva? Și el m-a întrebat ce să fac cu chitara. Și când văd un domn atât de inteligent care pune o întrebare atât de neobișnuită, mă blochez. Ai căutat cuvântul neobișnuit? Păi da, ca să... adică ce să fac cu chitara? Tu păi... nu... Cu asta te ocupi de... Băi, eu mă ocup cu chestia asta. Mai exact mă ocupam, pentru că acum de pomană am chitară, că n-am unde să... Asta e un bun răspuns, asta e bun. Nu, dar chiar așa, Nico, da. De când? Din septembrie încoace nu s-a mai cântat, nu? Nu s-a mai fost concerte. Păi anul ăsta am avut vreo, spun exact, cred că 7 spectacole cu totul și cu totul de aur. 7 spectacole? Da. Pe nici chiria nu ți-ai plătit-o. Păi las-o pe asta, că am pensie, nu e... Și titlul mâine în toate tabloidele, Nico Alifantis trăiește din pensie. Doar din pensie. Da, săracul de, săracul de capul lui. Da, mă, da, ne omărește acum. După dar de ce atât de puține concerte totuși? Că peste vară a fost mai... E, acum, liber, îți dai seama, o vară... Nu ai ales? Adică ai ales? Nu te-ai dus peste tot? Sau... Nu, atâtea au fost. Serios? Atâtea au fost pentru că a fost și buluceară mare. Gândește-te că toți artiștii au stat. Și atunci... ofertele astea s-au împărțit care încotro. Aha, am înțeles. Adică a fost o inflație de oameni care voiau să cânte. Păi stătuți, noi suntem stătuți de 2 ani. Da, tu am înțeles că faci muzică pe versurile unor poeți, adică intelectuali. În timpul liber, da, și tu îmi spui că voi sunteți stătuți. Dar stați de ceva vreme, păi domnul Alifantis. De 2 ani, stăm. Uite, ești ca bine, șmecher. Tu nu stai, eu sunt șmecher. Da. Eu? Da, dumneata. Ca realizator sau ce? De radio? În general, șmecher. Adică... De ce spui asta, Nicu? Eu pentru, am pus nu, că mie îmi place. Adică stilul tău ăsta, ușor șmecheros, așa eu, și ușor. Șmecheros. Am fost bine. Da, așa. Cred că ne certăm. Opriți aerul, vă rog. Cred că ne certăm până la fel. De bine la public, nu? Păi bune, lumea te iubește, te apreciază. Uneori ai și niște emisiuni foarte reușite. Am văzut. Uneori.
Am văzut una, arare ori. Una o știu eu și o iubesc care? Foarte tare și am pus-o deoparte acolo. Exceptându-le pe alea cu aia cu Horace. Da, Horace a fost într-o formă de zile mari și a vorbit despre, așa cum nu o face de obicei, despre ideea de actor și despre profesie la modul absolut. Da, poți să-mi spui, Nicu, de ce te-am invitat? Ar fi nu prima știu, întrebare. Nu știu, aș fi curios să află de ce m-ai invitat. Eu știu că de cele mai multe ori când mă enervez, mă gândesc la Anca. Anca este soția lui Nicu Alifantis, să rămână Anca, îți mulțumesc încă o dată că îl suporți, dar nu știu de ce trebuie să-l suportăm noi. Poftim? Pentru că geniile trebuie suportate. Încep să vii de acasă, Alifantis. Da. Știi ce? Mai avut noroc și de numele ăsta mișto de tot. Da, Alifantis. Lung, las că nu e lung, că l-ai compensează cu Nicu. Nicolae, că îți mai zice unul Nicolae, Nicolae. Ce rău îmi pare că nu m-au, mă rog, n-aveam cum să decid eu atunci, dacă nu mi-au pus ai mei Nikos. A, Nikos Alifantis. Nu te asculta nimeni, că nu mai erai român, Nikos. Nu asculta nimeni. Pe vremea lui Ceaușescu nu asculta nimeni greci. Ce? Nicu de la Brăila, ce să zic? Nu, Nicu de la Brăila e de ăsta al tău ca să fii în ton cu maneliștii. Da. Te deranjez în general? Nu, în general nu mă deranjez. Nu dar știu în particular? Ce, în particular nici mă gândeam că ce să vorbim. Hai să vorbim. Nicu, avem ce să vorbim important. Multe. Ai răbdare. Că da. Tu faci niște lucruri și le faci temeinic. Adică ești unul dintre artiștii care își pune ordine tot ce a făcut de când s-a urcat pe scenă până în ziua de astăzi. Asta trebuie să recunosc la tine. Ești un tip al naibii de organizat. Nu organizat, ești minuțios până în, la ultimul cântec pe care l-ai scos. Tu chiar crezi ce spui? Nu, cred cu tărie în ceea ce spun, pentru că știu ce faci. Și mă bucur. Cred că, uite, apropo de pandemia asta, ai avut destul timp să ți aranjezi așa lucrurile în sensul ăsta, plus să vii cu un album nou, cu totul și cu totul nou, absolut excepțional, care e pe această nu chestie. Nu e pe ăla ce l-am adus nu mai, așa. Nu spun acum, este că eu spun. Tu așa, că l-ai eu vedem tu... unde va fi. Și ăsta e un fel de lău, cum e ăla, la parcare, atât a putut și el. Carte, muzică, Alifantis. Ce-am găsit și eu mai ieftin. Ce-a găsit și el până casă, săracu. De unde vine chestia asta de organizare extraordinară, până de minuțiozitatea asta de a-ți aranja fiecare cântec, albume? Adică eu știu câteva pachete pe care le-ai scos tu, absolut excepționale. Ăsta cu decembrie, este cel cu muzica de teatru, da. Multe și făcute... Nu vine de niciunde. M-a învățat nevoia. După cum bine vezi, sticurile vin tare din urmă. Din păcate, n-au protecție foarte bună. Iar CD-urile sunt ușor pe ducă. O să ne pomenim peste niște ani că iar când o să apară CD-urile și o să revină la modă, va fi cum aleargă lumea acum după viniluri. Și atunci, având doar mijlocul ăsta la îndemână de a fixa muzica, CD-ul, compact discul, trebuie să-l fac cât mai atractiv pentru cel care... pentru posibilul cumpărător. Și atunci eu tot caut tot felul de modalități. De a-l ambala ca să fie atractiv. Și sigur, sunt și un om bătrân și s-au adunat multe și când faci o colecție, cum a fost aia cu memorabilia, sau cu decembrie care a făcut 50 de ani în 2019. Păi n-am făcut noi emisiunea aici superbă exact. Și după aia a venit pandemia. Da. Și cel mai tare, fac o mică paranteză, cel mai tare, apropo de emisiunea aia, mă amuză. Eu aveam o barbă foarte mare, dacă ți-amintești. Da, sigur, am fost la concert, da. Și mi-o lăsasem și pentru ei mici, că trebuia să fac pe Moș Crăciun, da. Și am citit în tot felul de ziare de-astea, tabloide, de cancan, ce hal arată Alifantis. Da? M-a amuzat foarte. Dar tu ești mai degrabă Moș Gerilă decât Moș Crăciun. Moș Gerilă, nu. Poți să-mi spui simplu Moș Nicolae, dar asta e altă discuție. Chiar Moș Nicolae, uite peste câteva zile, ce se întâmplă? Ce faci de Moș Nicolae? Mă, nu știu, în principiu m-aș odihni, pentru că acum chiar sunt foarte obosit. Discul ăsta a fost un record la mine.
L-am imprimat într-o lună Nico, și jumătate. Ok. Haide că vorbim despre discul ăsta. Vorbim mult și bine și ăla. Acum, puteți să-mi pui un desfășurător în față. Nu-ți fac niciun desfășurător. Și atunci că după aia veneai cu răspunsurile scrise de Anca de acasă și nu ne mai înțelegeam între noi, pentru că știai dinainte. O să vorbim despre acest album care, cu totul nou și excepțional, și se va găsi pe piață. Adică se găsește deja de pe piață, nu? Nu, nu se găsește. Se va găsi pe piață. Începând cu data de 29 noiembrie se va găsi. Adică chiar începând de astăzi se va găsi. Da. 29 noiembrie, cum ar veni. Luăm o scurtă pauză și vorbim despre toate astea. Am foarte multe să te întreb, pentru că nu ne-am văzut de ceva vreme. Și uite, pandemia asta a făcut în primul rând. Înainte ne mai întâlneam, măcar o dată pe lună, o dată la două luni, acum. Dar nu se mai întâmplă cu nimeni. Adică nu ne mai vedem cu nimeni. Nu e vorba că ne mai vedem noi. S-a schimbat cu totul. Ne-au defectat de tot niște unii. Deci tu zici că e pusă la cale, da? Nu, boala nu e pusă nu la cale. Nu boala e, că nu te întreb de boală, că nu e. Na. Vezi că ne caută cineva. Nu știu, nu să stau acum să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem și începem. Nu luăm nicio scurtă. Una scurtă și după aceea continuăm. Da, continuăm emisiunea în această seară. După pauză. După o scurtă pauză. Nu, eu te întrebam apropo de... Te sărbătorești de obicei? Nu. No. Că ce numele în buletin cum este? Nicu. A, e chiar Nicu. E chiar Nicu. Și atunci de ce zic ăștia? Că mă urmă, Nicolae. Păi, cum le vine în gură. Dai seama că... Dar de obicei te sărbătorești, nu? Adică te sună lumea? Da, sună lumea. Nu, oamenii sunt drăguți, mă apreciază, da. Unii mă și respectă. Lasă, nu-i nimic. Și cu ghetuțele? Ai avut chestia asta acum pentru nepoți? Am avut-o de mic copil. Mm-hmm. Cum era în casa copilăriei cu moșii Colai, da? Era cu ghetele puse de cu seară, cu încerca să trag de gene ca să nu adorm, să-l văd și eu pe moș o dată. Mm-hmm. Sigur că niciodată nu-l Că era altul decât moș Crăciun, nu? Moș Nicolae. Care era altul decât moș Crăciun, sigur. Ei fiind prieteni și... Și ghetele se puneau pe data de... În seara de 5 decembrie. Da, 5 spre 6 ca să vină moșul să-ți lase ceva acolo. Mm-hmm. Da, am avut o surpriză foarte plăcută atunci, la decembrie, dacă ți-amintești, la spectacol. Da. Ați găsit pe scaune niște nuiele. Da, știu, mi-a plăcut foarte tare ideea. Dacă... O am și acum, da, nuielușa lui... Dacă tu puneai nuielușa aia în apă... Înseamnă că n-a fost cu... În frunzea. În frunzea. Vreau să zic că am primit mail-uri de la diversi oameni care au fost la spectacole, care au luat nuiele de acasă, le-au pus într-o vază și au înflorit. Noi am ținut-o special când ne întâlnim să o altoiesc pe spinarea cuiva. Dar spune-mi, te rog, pe vremea aceea, în casa copilăriei, ce limbă se vorbea la voi? Păi vorbeam în română, în greacă și în macedonă. Da, și tu de ce n-ai vrut să vezi macedonă? Că mi-ai povestit, dar am uitat. Nu, n-am vrut. Am și vorbit. Până ai, la și aproape vorbit? 7 ani vorbeam ambele limbi. După care? După ce s-a prăpădit bunica, ea, era aia care întreținea, era mâna foarte acolo și care ținea la lucrul ăsta, după aia ai mei și-au văzut de treaba lor, ne-am românizat de tot. V-ați românizat? Da. Băi, ce ușor, ce simplu e cu românizarea asta. Da, plus că erau și niște, era o perioadă în care cam primeai așa atenționări. A, da? Nu mai vorbiți în grecește? Nici grecește nu s-a mai vorbit în casă? Nu s-a mai vorbit. Deloc. Dar spune-mi, te rog, ce primeați, care erau darurile care se făceau atunci de Moș Nicolae? De Moș Nicolae? Ce se punea în ghetuțe? Se puneau dulciuri la fermente și după aia mai primeai un fulibăraș, deci mai primeai o cămășuță. Și lucruri de asta, nu numai ce era. O căciuliță, un fular, o mânușică. Ce vrei să-ți iau de Moș Nicolae anul ăsta? Păi nu știu, ce te lasă inima? Nu știu, 100 de euro să-ți bag în ghete, e ok? Nu, mă gândeam să schimb mașina, dar
acum vezi și acum, tu. Acum, imediat, înainte de... Păi și de Crăciun ce-ți mai iau dacă schimb mașina? De păi nu, le facem combinate și atunci... Facem o combinată. Îți iau roțile de Moș Nicolae și caroseria, și de... De... și caroseria de Moș Crăciun. Da. Și Moș Crăciun se sărbătorea? Da, Crăciunul, da, întotdeauna. Și venea Moș Crăciun? Venea rude, venea Moș Crăciun. Da, venea un Moș Crăciun care era echipat? Când eram mic de tot, venea. După aia nu mai avea tata pe unde să se mai învârtă pe acolo și să mă păcălească și... Mm-hmm. Da. Dar era frumos să fii păcălit, să crezi în Moș Crăciun? Ei, cum să nu? Este... Era da, există de fapt Moș Crăciun, Nicu, hai să fim serioși, că suntem la un post de televiziune. Da. Există, deci confirm și tu. Confirm. Și eu zic că, deja, adică chestia asta că după aia am crescut, nu, există. Moș Crăciun nu, există cu adevărat. Moș Crăciun există. Și e o chestiune de spirit, cred, nu de ceva fizic, ceva normal, palpabil. Normal. Dar mi-aduc aminte și eu... Mie cel mai tare îmi place chestia aia de să fii mai bun de Moș Crăciun. Aia, adică să fii mai bun. Tu n-ai cum să fii mai bun, că tu ești cel mai bun. Da, mulțumesc. Ce bine ți-am zis. Da. Dar eu mi-aduc aminte, dar era copil și era cu vărul său, cu Mariusică, și stăteau săracii pe la fereastră, să făceau că dorm, da, să vadă noaptea, mai ales dacă era la munte. Și iau-ți moșul, iau-ți că se aud pașii, să nu știu ce. Și mă prindea și pe mine emoția asta, nu a copiilor, a... incredibil. Pe emoția asta am avut-o și eu când am făcut pe Moș Crăciun la ăștia mici. Ai, chiar cum a fost? Și te trăgeau de barbă adevărată? Mă, nu mă trăgeau de barbă, dar privirea lor era una... Pe bune, da. Pe bune, era una impresionată de clar, de... de personajul ăla roșu și cu barbă și cu crepeși. Și nu și-au dat seama că moșul lor e râit nu, așa nu cum e? Nu, pentru că am încercat să schimb glasul cât am putut. Da. Încercai să faci cum făcea lupul? Sunt prea lupul mici ca să... Când era la... Cu la fereastră, la scutița roșie. Și nu și-au dat seama că Moș Crăciun ca și bunicul lor e râit? Nu. 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 Adică dar tu de fapt nici nu ești râi, tu ai așa un accent mai nu, special. Sunt un pic, dar nu sunt chiar pune, să spun cuvinte cu râ, că nu o să-mi iasă. Poate simțeți foarte bine. Râu rățușcă da. Nu-s ochii dragii mele, stropi de soare, numai cu râ și zici bine. Riscă rubin regimul rulotă. Da. Am fost atât de fericit când am găsit poezia lui George Țărnea. Da. I-am mulțumit. A fost minune, îți dai seama, pentru să faci tine? Un cântec cu refrenul numai cu râuri. Tu, într-adevăr. Dar spune-mi, Nicu, apropo, când ai apucat să cânti și o să ne spui în seara asta, că nu mi-aduc aminte prin ce întâmplare te-ai apucat să cânti, până să cânti sau când, înainte de a începe, știai chestia asta cu râu? Aveai vreun complex? Era teamă să nu, spui nu cuvinte? Realizam nu, foarte, nu realizam foarte, dar și nici nu mă deranja. Uite, era bine să mă cunoști pe mine atunci că eu ți-aș fi spus că n-ai ce să cauți. În, e, și târziu, scăpam de un mare necaz. Când am început eu să cochetez cu teatru, cu muzica, atunci au apărut tot felul de persoane care m-au sfătuit să mă duc să-mi repar râul, să... că se putea, adică... Nu... Da, prin te duci la locoped, faci exerciții. Nu, da, de exemplu, moțul... Și eventual să stai un pic limba, adică dacă nu, se poate... Nu, dar moțul, de exemplu, era foarte, foarte rătăit, rău de tot. Și săracul s-a chinuit, noi îl știm așa, cu cea impecabilă și cu dicția aia perfectă, dar asta după ce s-a chinuit destul. N-am știut că a fost rătăit. Da. Eu n-am avut problema asta sub nicio formă, eu n-am avut complexe, nici că nu mai am păr, nici că sunt mic și gras, nici că n-am complexe. Dar nu, n-am văzut, nici că n-ai păr, nici că ești mic și gras, n-am observat. Mic, gras și chel, ce? Hai mă, nu, serios, se vede cu ochiul liber. Îmi pare rău, dar dacă știam nu te invitam, eu n-am... Nu, dar te rog, frumos, n-am văzut uite, așa ai alcool, cred. Dar nu am văzut, n-am alcool metilic. Ștergeți ochelarii, te rog. De ce? Nu, eu te pentru mine tu ești Nicu din totdeauna. Da, Nicu de la Brăila. Nu se schimbă nimic, eu dacă m-ai enervat și am vrut să te omor între timp de 278.000 de ori. Da, cum îți venea așa și trecea? Și trecea pentru că știi bine că e sentiment puternice, ca să folosesc un dezacord eufemistic. Și cum a venit ideea de a cânta? De unde până unde? Păi mi-a plăcut asta. Nu știu dacă mi-a venit de undeva anume. Îmi plăcea să cânt. Mama când ai avut prima chitară? Casă. A, cânta mama. Mama, da. Bun, cânta romanțe, cântece de le asculta la radio pe vremea aia. Ea cânta frumos. Dar ei aveau frumoasă. Meserii, niciunul dintre ei nu era nu, artist. Nu, erau oameni serioși, nu ca mine. Și... după aia
Ei au văzut că eu stau, luam crătiți, băteam în ele, cântam în timp ce băteam, făceam tot felul de prostioare de-astea ca orice copil. Și atunci, taică nu știu că m-a chemat într-o seară și m-a întrebat, se apropiau, nu știu, nu mai țin minte exact dacă ziua mea sau ceva, Moș Crăciun sau Moș Nicolae. Și m-a întrebat dacă nu vreau să cânt, să învăț să cânt la un instrument. Și eu am zis, sigur că da, vreau. Și el a zis, la ce? Și eu i-am răspuns, la tobe. Și în clipa aia a nebunit. Pentru că îți dai seama să vină unul în casă cu tobele. A încercat să mă lămurească că, mă rog, tobele sunt pentru ritm, pentru acompaniament, nu se cântă la el, nu poți să cânti un cântec numai cu tobele. Și mă rog, m-am trezit cu un acordeon acasă. A, deci tu ai cerut tobe și ți-a adus un acordeon. Da. Se pare bine pentru început. Nu mi-a plăcut, îți dai seama. După care mi-au luat un profesor de acordeon, un băiat tânăr, și a încercat vreo aproape jumătate de an să mă învețe trandafir de la Moldova. La acordeon. La acordeon. Și nu-mi venise încă rândul să cânt și cu gura. Cântam numai... Băi, numai la acordeon. Da, a fost groaznic. Dar se pare că ăsta e primul cântec pe care îl învață toți când încep să... Trandafir de la Moldova. Sigur că da. E, și după aia am inventat eu tot felul de motive, îl păcăleam, venea el, mie mi-era rău, luam cretă, făceam temperatură. Știm și noi, la meditații, știi? La matematică exact. Făceam asta, nu la... Așa făcea Darii la lecții la pian, că nu-i făcea profesor. Și am scăpat de el. Și începuse să apară moda chitarelor și la vreo un an după întâmplarea dar asta... Dar cât ce ne aveai când a avut loc întâmplare? 7 ani aveam când cu acordeon. Cu acordeonul. Și nu la un an, la mai mult, cred că la vreo 3-4 ani după, am primit o chitară. Doamne ajută! Îți dai seama, am fost foarte fericit și am mai fost și foarte fericit pentru că cel care mă învăța să cânt la chitară era un profesor foarte drăguț, Angelescu. Cât de important este un profesor bun în... Mai este important ca în orice. Mai important decât orice, mult de fapt. Mult mai important, pentru că el te face să te, să te îndrăgostești asupra de materiei sau lucrului în sine pe care nu înveți să-l faci. E teribil de important profesorul, altfel ce faci? Te îndepărtează de... Deci a fost... prima chitară, acest profesor extraordinar. Da, foarte drăguț era. Și ai început să înveți cântece? Nu, n-am început să învăț cântece, o să râzi, am început să fac cântece. De atunci? Da. Păi, de la 10 ani să-mi faci? Nu chiar 10 ani. 12? Mai, da, pe acolo, pe undeva. Păi, gândește-te că... Adică să compui, da, erau propriile compoziții. De exemplu, făcusem un cântec, nu-l mai țin minte și nici nu-l mai am pe undeva. Scris, că de înregistrat nici nu poate fi vorba. Mie mi-a plăcut foarte tare Coliba unchiului Tom. Și l-am citit de vreo 3 ori. Și am făcut... N-aveți altă carte în casă? Sau? Nu, mi-a plăcut mie povestea. Mama a lucrat și la librărie, așa că... Așa zi. Ți-a plăcut foarte tare? Da, și am făcut un cântec, Georgia se chema. Era acolo jale. Plecat de la povestea... Exact, da. După care am realizat că sunt niște inepții toate cântecele alea. De ce să fie inepții? Ba da, când am intrat în liceu și am început să dau, în școală de fapt, când am început să dau cu nasul de poezie și am văzut cum... A, tu te referi la versuri, la testuri. La versuri, era ceva... Pentru că tu scriai și versurile. Păi cine să le scrie? Că nu găseam subiecte, dar și nici nu trecea prin minte să iau ceva gata scris. Ai, și ai dat de poezie și ai văzut că... Și am văzut poezie că ce făceam eu ca texte... Dar ce muzică ascultai atunci, Nico? Măi, ce ascultam? Erau anii 60? În primul rând... Da, anii 60. Anii 60. În primul rând ascultam... discuri vinil ce cumpărau ai mei. Trio de Santa Cruz. A, de astea internaționale, cum ar da, veni. Da, Remo Germani, cine mai era, Salvatore Adamo îmi plăcea cel mai tare. După care, după un timp am avut și o carte despre el, o biografie despre el. Și mi-a plăcut că a avut o viață grea, că
Ca tine, așa. Da, da. Și... Ce te mai chinuiești tu, săracul? Da, și aveam în camera mea, aveam poza lui înrămată, o țineam pe la... Hai, deci acolo. A fost un prim idol, să zicem așa. Da, cam, pe, da, cam da, idol, nu? Da. După care am început să iau legătura cu tot felul de prieteni care primeau muzici de afară și așa am dat de zona aia la altă. Ne-am dus în rock și în... Deep Purple-uri aia, păi era Deep Purple, Pink Floyd. Pink Floyd? Era și Dylan. Când era Dylan. 63, 66 da, era dar Dylan. Dar gașca în care eram eu nu era pe zona era mai asta, rock. Era mai rock. Și atunci am ascultat asta și mi-a plăcut. Beatles? Da, Beatles. Da, și Beatles, bineînțeles, Rolling Stones. Deci până în anii 70, să zicem, da. Ai avut în... Și aveam, am găsit la un văr al meu, la o mătușa unui văr al meu, o cutie de pălării vechi, dacă știi tu cum arată. E o valiză, cam atât de adâncă, în care puteai să pui circulară exact și avea o... Da. Un locaj dintre ăla unde se puneau multe pălării. Da, era pălării, o, da. O valiză de? Specială pentru pălării. Pentru pălării. Da. Bă, și suna tobă mare excepțional, da, vreau da? Să zic, da. Și o foloseai pe da, post de tobă mare. Eu am rămas cu sufletul la tobe până în ziua de azi. Se vede, se vede că da, e suflet de toboșar. Da. Nu e nicio problemă. Să schimbăm titlul, să dăm acolo Nicu, liniuță, suflet de toboșar, dacă se poate. Să nu faci asta. Nu mai vii niciodată la nicio emisiune. Și cu muzica românească? Care a fost primul contact? Ce ți-a plăcut? Ce ai ascultat prima dată și ți-a plăcut? Că, de fapt, ce putea fi înaintea ta? Putea să fie Phoenix, nu? Într-o bună măsură? Nu, Phoenix a fost mai târziu. Florian din Transilvania era da, mai da, de ei? Da, bun, asta deja când terminasem liceul. A, terminasem liceul. Dar ce muzică atunci ascultai tu atunci? Păi ce era pe vremea aia? Era Dan Spătaru, era Trio Grigoriu. Muzică ușoară. Muzică ușoară, de ce să asculti la radio? Corect. N-aveai ce păi nu, mai erau viniluri, ce mai apărea. Păi pe viniluri apăreau tot aia care apăreau. Da, Margareta Buslaru, erau, radio, da, am înțeles. Că da. Ei erau vedetele care aveau și discuri și erau după și care? Difuzați. Povestești. După care... Povestești frumos. Povestești foarte frumos. Zi. Mulțumesc frumos. Și după asta am început eu să mă dumirez că îmi place treaba asta. Și pe măsură ce trecea timpul, pe atât îmi intra și mai mult ideea asta în cap, spre disperarea alor mei. Eu am mai făcut ceva când am început să cânt și... Mă rog, să mai pun niște ceai de ăsta foarte scump când și verde la, și bio. Când sărbările alea școlare, așa? Mai... Participat la ele. Am fost și niște tabere de-astea de elevi și mai cântam și pe acolo. Și ai avut succes mare, bănesc, acolo. Mai da, că na, apărea unul un de cânta cu chitară. Adolescent cu o chitară, da, da, rupea. Rupea numai. Cântam la liceu, la... tot felul de sărbări. Și învățați să și alte cântece sau doar alale tale, nu, bălăbuțele mele, tale, tristele? Nu, numai ale mele. Ale. Nu, n-am prea fost în stare să cânt altceva. Mm. Am încercat, de exemplu, îmi plăcea foarte tare o piesă a unei trupe mari ungurești, se chema Omega, și avea o piesă Lampa, în traducere. Mm-hmm. Am încercat să învăț vorbele, nu mi-au prea ieșit. În schimb, piesa era... Îmi place și astăzi, așa. Jos, te-ai nebunit cu Omega și acum știu că parcă unul dintre membrii trupei este bolnav de COVID, în stare destul de greu. Da. Cred că de la Omega, da, dacă mi-aduc aminte. Da, o trupă și erau trupe ungurești foarte tare atunci. Era Locomotiv IET, era Omega, mai erau câțiva. Adică trupe care, chiar dacă era limba maghiară și e un impediment, muzica... Nu tot... e un impediment. Nu, aici un impediment spune... apropo de muzica să pătrundă în clasamentele internaționale, Nicu. Păi, altfel mie îmi place, da, îmi plăcea, da. Am nu, dar problemă. Vreau să zic că, uite, de exemplu, dacă judecăm muzicalul... Muzicalul era super, super muzică la vremea aia. Dar știi că ăsta e avantajul limbii, care e mult mai consonală și mult mai Nu, dar orchestrațiile, și... totul era, era la un nivel, nu știu, cum se cânta în Europa și în lume. Aveau și altă deschidere, aveau probabil alte informații. E adevărat. Regimul de la ei nu era ce era la noi și așa mai departe. Ei, de exemplu, au fost aproape contemporani, un pic mai bătrâni, cu Phoenix-ul, deși cunoșteau de altfel.
Și la noi erau niște trupe ungurești foarte bune, foarte bune. Era Metropol. Metropol știu foarte bine. Știi, da. Mi-am discurile de vinile, am ascultat. Foarte bun. Foarte bun Metropol, da. Mai era un duo care îmi plăcea mie foarte tare, Erika și Carol Horvat. Mm-hmm. Și mă rog, mai... Da, a fost o perioadă în care se întâmplau foarte multe lucruri muzicale foarte Magneton bune. Magneton mai era o trupă, din câte mm-hmm. mi-aduc aminte. Mm-hmm. Magneton, care era tot trupă maghiară, da. De asta zic, în perioada aia se întâmplau foarte multe lucruri pozitive în tot ce înseamnă muzică. Și au apărut multe nume și... Încă era deschidere, se asculta muzică de afară, nu da, se închisese da, de tot nu. România ca un arici cu țepi înăuntru. Mm-hmm. Notează-o pe asta. Și mai venea muzică de afară, se mai întâmpla să asculți și muzică străină, adică se asculta mai încolo, cred că se asculta și Led Zeppelin, Pink Floyd se asculta, venea muzica pe bandă de magnetofon, aduți aminte. Da, apărut casetele și așa mai departe, da. A fost o emulație extraordinară în perioada aia. Multe lucruri bune s-au întâmplat. Hai să luăm o scurtă pauză și să continuăm după aia cum a fost. A, eu m-am prins la voi aici, e cu pauzele lungi și de se cheia marilor succese. Cheia marilor succese, noi de asta și avem succes. Datorită pauzelor deci lungi și de foarte multe pauze. Foarte mult succes, Nicu, nu pauze. Scuze-mă, da. O scurtă pauză și ne întoarcem la povestea vieții lui Nicu Alifantis. Da, mi-o povești. Nicule, nu mă mai ironizași pe mine. Bun, îmi place că povestești și de acasă. Acasă... Dau din casă. Nu, că dai din casă. Adică ai tăi la început erau îngroziți de ideea de a face muzică. Au fost multă vreme, ei și-au dorit să mă fac doctor. La vremea aia trebuia să fiu ori doctor, ori inginer, ori avocat. Adică o meserie bănoasă. O meserie serioasă. Serioasă. De nu... viitor. Mm-hmm. Bun, la trecutul și... mare, mare viitor. Și cum gașca mea de prieteni de atunci din liceu erau mai toți chitiți pe medicină. Da. Am mers și am dat la medicină. Ai dat la medicină? Am dat de două ori la medicină. Nicule. Pe cuvântul meu. Am dat în vară, după ce am terminat liceu, am fost îngrozit. După aia... N-am intrat. Ai plecat, te-a luat în armată. Foarte supărați. Da? Nu în armată, m-am... Dar tu aveai de gând, adică învățai sau... Mă duceam, veneam la București la meditații, mergeam la sala de disecții. Lasă-mă că toți am fost la meditații. Ideea era, ai fi vrut să faci asta? Nu, nu bineînțeles că nu voiam. Hai, păi atunci, da. Plus că atunci la medicină erau, nu știu cât, 100 pe loc sau ceva de genul ăsta. Nenumărați pe un singur loc. Așa. Da, și... Am zis eu, mă, ce fac eu ca să scap de corvoada asta cu medicina? M-am dus la comisariatul militar și m-am cerut să mă ia în armat. A, tu? Eu. Oia s-o fără să știai tăi chestia fără asta. Fără să știe, bineînțeles. Între timp eram colaborator la teatru, începusem ușor-ușor, luasem trofeul la ăsta, la Teletop, aveam două filmări care se mai dădeau pe televiziune, deci e clar că pășeam din ce în ce mai sigur pe poteca asta. Iată-mă o secundă, hai să dăm... Să luăm o pauză. Nu luăm nicio pauză, îți dau eu ție o pauză dacă mă mai enervez mult. Să dăm cele două cântece, dar fără sonor, doar video o să se vadă în jumătate din ecran. Când era tu tânăr, frumos, înalt, și nici măcar nu erai gras, nu, că tot n-am fost niciodată. N-ai fost niciodată gras, e adevărat. Emoție și decembrie. Dați-ne jumătate de ecran. Alea, da. Să se vadă imaginile cu tine. Okay. Zi. Și ei au luat-o în serios, eu am insistat și s-au crucit că, mă rog, băi, ești primul care vine să se roage de noi să-l luăm în armată. De obicei se întâmplă invers. Bun. I-am încurcat destul de tare pe cei de la teatru. Tocmai făcuse muzica la spectacolul ăsta, Zvan Evit.
a lui Tocilescu, de unde mi s-a tras, și povestea cu Leonid Dimov, dacă o să avem timp. O să avem timp, dar măcar într-o emisiune. Pauză să vorbim. Hai răbdare că o să avem, așa, da. Și vezi, uite, mă întrerup cu tot felul de chestii. Te-ai dus, i-ai încurcat pe ea de la teatru? I-am încurcat pe ea de la teatru pentru că noi spectacolul l-am lucrat la finalul anului 73, uh-huh. Iar premiera a avut loc la începutul lunii februarie, iar eu cam la două săptămâni am plecat la oaste. Sigur că mi-a părut rău după aia, da. Normal, deja și unde făceai urmă? La Buzău, la transmisiuni, la 1.016.71. Ții minte și acum, perfect. Păi, acum, păi, da, te-a marcat? 2019 am fost în unitate și da, am dat concert acum. După câți ani? După 45 de ani. După 45 de ani, incredibil. A fost interesantă și armata. Și armata, așa zic și eu. Da. Nicu, dar spune-mi, te rog, apropo de rădăcinile tale, s-a estompat în timp asta, că spuneai că la un moment dat n-ați mai vorbit machidonește, n-ați mai vorbit grecește în casă, dar tu erai conștient în grupul de prieteni că ai familii care au venit de unde au venit și cu rădăcini grecești? Păi mai toți erau așa, să știi. Mai toți erau în Brăila, deci nu era nimic deosebit. Nu era ceva deosebit. Gândește-te că Brăila, după cum bine știi, spune și Panaiti Strat într-o scriere a sa, enumără toate etniile, vreo 10, care trăiau la Brăila, da. Și la urmă spune și câțiva români. Deci acolo, asta era Brăila, era o... Ia uite ce tânăr eram acolo. Da, tânăr, da. Da. Nu s-a schimbat nimic. Ăla e din 76. 76? Da. Deci au trecut 46 de ani. Da. Se fac în curând, 45 de ani au trecut de atunci. Din 76. 45 de ani. E după ce a ieșit primul disc, singurul. La început, când mai dăm imaginea, puteți să-l puneți încă o dată. E o filmare foarte frumoasă făcută de Ioana Bogdan. E adevărat, să dați și primele 10 secunde să audă lumea despre ce e vorba și la fel și cel de-al doilea video. Hai, și atunci o să ne întrerupem noi. Uite, ai putea să te uiți să vezi cât păr am acolo. M-am uitat, pentru că eu știu toate videoclipurile și toate piesele tale. Asta e dezavantajul tău, că pot să te apuc de unde vreau eu, în sensul muzical și artistic. Okay. Uite-te la mine când vorbesc cu tine. Da, te rog. E un dialog între doi și oamenii e bine să privească între ochi. Ia, te-am suportat până acum, gata. Din momentul ăsta sunt foarte dur ca realizator. Și venim la Leonid Dimov, pentru că, uite, ai făcut și o să ne întoarcem la povestea vieții tale. Și Leonid Dimov, știai de atunci poezia lui? Nu știam de atunci. Dar auzise și. Tot că a vrut pentru spectacolul lui, pentru Zvanelii, toate cântecele, și erau vreo 6, în afară de muzica instrumentală din spectacol, să fie pe versuri, toate cântecele să fie pe versuri de Dimov. Și el mi-a pus în brațe primul volum de versuri al lui Dimov, erau însemnate poeziile pe care trebuia să fac cântece, le-am făcut și după aia mi-a plăcut foarte tare volumul. Era un volum apărut chiar atunci în 73, se chema ABC. Și după aia citindu-l, că era un volum gros cu multe, foarte multe poezii, eram din ce în ce mai fascinat de lumea pe care o crea el acolo în poezia sa onirică. Totul era un vis, erau povești după povești, fiecare poezie cu povestea lui. Deci asta în ce an era? În 73. 73. Și după astăzi, aia, după 48 de ani, m-am hotărât și spun și de ce m-am hotărât. Tot? Pentru că astăzi, 29 noiembrie, se împlinesc 10 ani de când mi-a părăsit Toca. Și pentru că el a fost autorul moral al cântecelor ăstora, el mi-a pus poezia lui Dimov în brațe. Am zis că le aduc un omagiu amândurora cu acest album pe care am vrut, am ținut moții să-l scot pe 29 noiembrie. Super! Cine era domnișoara care a filmat în videoclip, vă rog? Cu ochii aceia scânteietori? Am fost la el acasă, stăteam în Colentina pe o stradă, mașina de pâine, într-un bloc de ăla de atunci. În fine, avea o voce caldă, învăluitoare, îi spunea poeziile într-un mod atât de firesc și atât de frumos, încât eu până la Dimov nu mi-amintesc să... Nu-l cunoscusești pe Nikita. Nu, Nikita. A venit mai târziu. Da. Acest album este o poveste muzicală brodată pe versurile unui singur poet, Leonid Dimov, iar poezia lui se cântă așa cum se citește. Numai așa se pătrunde în ea, cu mintea, cu sufletul, cu gândul,
cum o simte fiecare. Eu așa am simțit-o, așa am cântat-o, așa v-am spus-o. Foarte frumos mod de a spune despre... Da. După aia, în timp, tot cam a tot rugat, mă, Grecule, scoate-vă și tu o piesă, un disc cu piesele alea. A, un disc deja, nu un cântec. Păi erau 12, că după alea 6 din spectacol, până prin 7-6 am mai făcut 6 cântece. Și s-a adunat să vreo 12. Păi și chiar, de ce nu le-ai spus niciodată la timp? Dacă ele erau făcute. Nu știu, apăreau permanent alte priorități, aveam alte idei în cap, ziceam, lasă-mă, că dacă fac cântece noi, mă întorc la alea vechi. Am, lasă, mai încolo, poate. Și nu mi-am mai întors privirea spre ce făcusem. Veneau, nu știu, e normal. Veneau una după alta, e furia asta a vieții, viața asta contra cronometru și nu-ți mai dă timp să faci nimic. Da. Și anul ăsta, amintindu-mi de, văzând, constatând că se întâmplă suma asta... De 45 de ani? Nu, odată, nu, povestea cu 45, nu mai are legătură, nu. Cu Toca, că... A, că se împlinesc 10 ani de la... De când nu mai e Toca, adică Alexandru Tocilescu. Acum s-a chemat, da. Acum, cred că Dimov s-a chemat să apară. Nu pune nicio poză în fereastră. Bine, puneți pozele în fereastră și pune mai târziu decembrie, că acela e un clip frumos care îmi place foarte tare. Dar puneți pozele și tot ce ține acum de Leonid Dimov, pentru că tot vorbim despre lansarea unui album pe care nu l-a ascultat nimeni. Trebuie să recunosc că eu am ascultat o piesă și puteți să dați pe dedesubt drumul la una dintre cele două piese, una pentru început și după... Când va fi o pauză, o să dăm și cea de-a doua piesă. Da, și îmi place foarte tare ce am auzit. Te rog, iartă-mă. Eu cred că toate lucrurile, la un moment dat, au un timp al lor. A fost un proiect care a demarat în trombă. Când le-am pus alor mei piesele să le asculte, că eu le aveam înregistrate de atunci, din 76, toate 12, mă urmărești. Ăștia sunt, da, mă uit și la, uite-te aici la asta, nu mai întoarce capul, că ai un profil ușor ciobit la nas, aici sunt colaboratorii tăi. Da, păi Zanu. Virgil Popescu, cu Delu Bițulescu, cu Răzvan Mirică, cu Sorin Voina, invitat... Și Mitran să apare tot în poze, săracul, da. Nu, o să spun că de ce apare în poze. Glumesc. Lasă aici. Da. Deci, Nicule, ăla erai tu? Da, da. Nu se poate așa ceva. Ba da. Și Lyuben Gordievski, invitatul nostru la în tot felul de poveste, instrumente de astea mai speciale. Ce frumos. Cine a făcut coperta albumului? Coperta albumului s-a făcut. S-a făcut. Nu a făcut-o cineva, am înțeles. Desenul este lui Florin Pucă. Păi așa zi, da. Nu, cine a făcut coperta albumului? Ce întrebare e asta? Am întrebat al cui e desenul de pe copertă. În primul rând că ai spus-o cu o agresivitate în care nu vreau să te mai întâlnesc. În al doilea rând... Am întrebat... Pentru că, al cui este desenul de pe cop, cred, sau poate am pentru greșit. Că Dimova a lucrat foarte mult cu Pucă și amândoi făceau un tandem extraordinar, Pucă cu desenele lui, și a ilustrat mai toate cărțile lui Dimov. Și am zis că e obligatoriu coperta acestui album să fie un desen al lui Florin Pucă. Și mai apar în carte, pentru câteva că albumul desen. Este în sfârșit. Bun, ce pot lua oamenii atunci când iau acest album? Nou album, este CD? Este CD și carte. Și carte. Cartea are vreo 64 de pagini, dacă țin eu bine minte. Și în ea găsim povestea întreagă a acestui triunghi, Dimov, Tocilescu și Alifantis. Ce căuta Mitran în poveste? Da, în poze, da. Da, el nu a venit pur și simplu să pozeze. Mitran a dat titlul albumului. Leonid is Love e un joc de cuvinte pe care el l-a inventat. Pentru că sună foarte bine. Eu intrasem ușor într-o criză pentru că nu găseam... Leonid is Love. Apropo exact. E o găselniță foarte frumoasă. Adică e un titlu de album foarte frumos. E un joc de cuvinte, așa cum tot el mi-a dat un alt titlu de album întâmplat în urmă. Nicu, și eu ți-am mai dat una alta de-a lungul timpului. Nu mi-a apărut nicio poză pe acolo.
Iar el a venit doar cu să dea un titlu, puteai să treci undeva într-o paranteză. Nu să-i dai poza cum i-ai dat-o acum. De ce să nu-i dau poza? Bine, pentru că e și mai în vârstă și, mă rog, nu arată. Nu e mai în vârstă, e mai tânăr chiar decât mine. Mai tânăr, pare mai în vârstă. Glumesc. E, și spuneam că a fost un record, s-a întâmplat, m-ai enervat, da? Ți-ai dat seama, mă. Nu te-am enervat deloc. Nu, dar nu pot să mă concentrez, pentru că dacă tu mă alergi dintr-o întrebare într-alta... N-avem ce face, timpul ne aleargă, păi nu eu. Păi hai să plecăm mai atunci. Mai stă, mai stăm o jumătate de oră. Ok, da, e jumătate de oră. Nici nu pot să mai stau atât. Zic că avem destul timp. Păi nu mai știu despre ce vorbeam. Ai înregistrat albumul într-un timp record. Da. Alifantis, concentrează-te. Nu pot, când te văd pe tine nu pot să nu mai fac. Da, într-o lună jumate alor mei nu le-au plăcut piesele. Dar nu serios? Le-au plăcut deloc, da. Și au fost foarte sceptici că o să iasă ceva. Pentru că eu l-am pus în registrările alea de atunci, din 76. A, când au ascultat atunci. Când au auzit cum cântam pe vremea și piesele și... Ce sunt astea? Ce vorbe sunt astea, în primul rând? Mă rog, a fost... Mi-a trebuit... Ce vorbe? Sunt versurile lui Dimov, cum păi, ce vorbe? Da, numai că acolo se întâmplă tot felul de, de lucruri foarte interesante și mi-a trebuit puțin timp să-i conving. I-am convins... Și m-am bucurat foarte tare că rezultatul a ieșit unul foarte bun. Nu știu, din punctul meu de vedere, dar din punctul lor de vedere... Eu am ascultat o piesă, sună absolut minunat, nu e excepțional. Da, eu am vrut să sune ca, mă rog, să aibă parfumul anilor de atunci. De atunci și a poeziei pe care o simțeai și, tu atunci. Exact, eu n-am, de altfel nici l-am umblat în cântece, de niciun fel n-am schimbat nicio notă. L-ai lăsat cum au fost exact, atunci, dar cântate așa, acum și cum instrumentii și cu... Da, doar că acum le-am îmbrăcat într-o haină. Da, și cel de-al doilea cântec să-l ascultăm pe dedesubt. Dar cel mai amuzant lucru a fost că... În toată povestea asta, pe măsură ce curgeau imprimările și ne apropiam de final, toată lumea devenea ușor complice, implicată și mai tare și mai tare. Incredibil, ce frumos. Da. Deci a prins proiectul cu totul, muzica, tot ce înseamnă. Tot ce înseamnă și a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine. S-a întâmplat la toate albumele așa, ale tale în timp? Nu. Uite, alte albume s-au născut din pornire cu entuziasm și cu încredere că va ieși o treabă extraordinară. Nu neapărat extraordinară, că va ieși, va ieși ceva bun de acolo. E, aici pe mine m-a ambiționat și mai tare intratul ăsta lor un pic în carapace și am zis, reținerea pe care au avut-o la începutul înregistrărilor și așa mai departe. Poate nu m-am exprimat la începutul proiectului. Reținerea, am zis. Da, reținerea e bună. Mulțumesc mult că ai acceptat să te întreb. Din păcate, timpul... luăm o scurtă pauză, că dai că scapi așa ușor. Păi am ajuns în armată. Din armată ai ajuns la Cenaclu sau după armată? În timpul armatei. În timpul armatei, vezi? Ne facem armată. Dacă mai avem ceva de spus despre Leonid is love, mai spunem după o scurtă pauză. Monștri pe pereți pustii. Minute, Nicu, ce frumos, ce bine că ești, ce întâmplare că sunt, ce mirare multe cum, pauze au fost. Ce mirare că cum, ce... Spune-mi, te rog, apropo că vorbeam până să ne întoarcem în armată și Cenaclu, că va trebui să continuăm cu emisiunea în ianuarie, din momentul în care ai fost în armată. Viața continuă a lui Nicu Alifantis. Spune-mi, îmi vorbeai de această reținere a colegilor cu care, din Zan, cu care ai cântat, ai o viață lângă ei. Celelalte albume, până la ăsta, și au fost multe, le luăm pe toate. Mai vinil, poftiți? Repet ca să tu să-ți aduci aminte ce momentul în care te întreb. Că degeaba am lăsat un semn de întrebare. Deja m-ai categorisit. Te-am categorisit la categoria... Cum? Nu, mă. Labil, nu senil.
Sau abil. Spuneai da. Că uneori ați început proiectul da, mă, cu entuziasm. Da, 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 n-a fost entuziasmul pe care îl știam. De obicei, mm-hmm. când ne-am apucat de alte albume, mm-hmm. Au fost mult mai deschiși și mai prietenoși, ca să zic mm-hmm. așa. În fine, a fost o experiență foarte, foarte binevenită pentru toată lumea, zic eu, și m-am bucurat, pe mine mă bucură întotdeauna rezultatul. Pentru că ce se întâmplă, laboratorul, bucătăria, spune-i cum vrei, industria care e în spate și până se naște acel produs final și finit, e altceva. E o perioadă de muncă care are... Suișuri, coborâșuri, exact. Uneori se leagă mai bine, altor mai rău. Încearcă da. Să fii coerent, pentru că nu avem foarte mult timp. Okay, iar dacă tu ai tot felul de pauze dintre asta, timpul prețios, care costă foarte mult la noi, e pierdut și atunci va trebui să scoți bani din buzunar. Știi ce se întâmplă uneori? În timp ce vorbesc cu tine, mai îmi vine câte un cântec așa în cap și după aceea trebuie să-l iau, să-l traduc, să-l trec în vorbe. De asta mai iau ce drăguț, ce, da, așa, adică nu ești atent deloc la ce spun eu. Nu, sincer nu. Apropo, de asta, se și vede asta, pentru că nu, niciodată nu răspund la întrebarea pe care ți-o pun, ci la alta la care, de care ți-amintești tu așa în timp. Mi-aduc aminte că eram odată, plecam spre Folchiu, spre Mare, supărat, săracul, te-am sunat pe tine și ai început, că aia, că n-a făcut, am crezut că fac infarct pe drum, strigând la tine la telefon, noroc că aveam o cască, nu ți-aduce aminte. Nu. Și cred că ne-am certat, îți spunea cam așa, eram cam pe la Fetești, așa. Până când am ajuns în Vama Veche, nu ți-aduce aminte, lasă uh-huh. o să ți-aduc eu aminte. Spune-mi la după meci, cum a fost atmosfera creației unui album cu totul și cu totul pentru mine... Ăla mi se pare unul dintre marile albume ale muzicii românești din totdeauna. Da. Și nu, eu nu spun asta, știi cât de tare țin la tine și chiar te iubesc așa cum mulțumesc, ești, dar e ok. Ești un om bun. Un om bun, dar păcat da. Că... Că ce? Că ceva. Ăla este un album fabulos. De la... Și ăla are o poveste foarte frumoasă, din păcate nu mai avem timp că trebuie să luăm o pauză. Nu, nu luăm nicio pauză, îți dau ție o pauză și te duci acasă. Nu, hai să povestim altă dată te rog. Despre... Nu, zi, acum. Nu pot să zic, pentru că e foarte frumoasă. O să vorbim în ianuarie. Foarte lungă. Răspund, de când e Sfântul Ion, vine atunci. N-are nicio legătură. N-am nicio legătură. Hai, figura așa de Ion. Spune-mi, te rog, cum a fost starea de creație, de exemplu, a după meci? Că vorbeai acum, domne, versurile, muzica scrisă de mine. E, nu, aia la a fost... La Dan Barbilian e cu tot, zi. Da, deci punerea pe muzică a acestei poezii, eu datorez lui Dinu Manolache. Mm-hmm. Dumnezeu să-l ierte. Ce artist absolut fiind extraordinar și ce... El iubea foarte mult poezia asta pentru că cu ea intrase la institut, la mm-hmm. IATC. Incredibil pentru cineva care merge da. Să aibă și... curaj pe, să dea examen pe poezia lui Ion Barbu. Și la vremea aia eu eram foarte lipit de ei, de clasa lor. Ei erau la clasa domnului Cotescu. Atunci, Institutul de Teatru era la, deasupra Teatrului Bulandra, la Izvor, și eu locuiam, e o străduță mică, Boteanu, sau, nu Boteanu, aia e altă. Grădina altă cu cai, nu, e mă, foarte aproape, nu, serios. E o străduță unde e Biserica Legionară, care dă din bulevard. N-ai voie să zici, îmi pare rău Biserica Legionară. Păi dacă a fost al lor, ce nu, îmi pare rău, dar nu mai ai voie acum. Mă rog, nu știu. Așa zici, stăteai acolo. Și acolo stăteam, am avut prima, una din, nu, n-a fost prima, prima a fost acasă. Una dintre, gazde. Punem acum un balada Chiriașului. Exact. Unul dintre mie îmi place atât de tare. Ascultați balada Chiriașului, după Mozaic, nu? După Mozaic, da. Absolut super. Și, știi pe cineva care știe cântecele la fel de bine ca mine, în afară de Anca? Că nici fetele tale nu le știu. Păi tu s-ar putea, dar tu ai o vârstă și le mai uiți. Ok, ții. Mulțumesc. Cu plăcere. Și Mache mi-a pus poezia asta în brațe și a zis, trebuie să o faci. Și aveam cămăruța asta, ei veneau mereu la mine, mai ascultau ce făceam între timp. Și am făcut-o așa din bucăți, cred că într-un an. Ce te inspira? Poezia în sine sau? Poezia în sine, oricum îmi plăcea. Faptul că erai în lumea teatrului, că erai aproape de nu, la Institutul Bulandra. În primul rând m-a îndemnat foarte tare să duc totul la capăt. Insistența lui Mache. Mm-hmm. Dinu Manolache, bucuria, da? Lui Dinu Manolache. Da, mă rog, eu am completat ca să înțeleagă publicul. Faptul că el iubea atât de tare... Poezia asta și
îi plăcea lumea de acolo, din poezie și toată povestea. Și la Dimov, într-un fel. Adică două lumi construite de unii și de alții. Sigur, absolut. Și am dus-o până la capăt, am făcut-o. Și după aia am zis, a venit momentul în care trebuia să fac, să... Am fost chemat la Electrecord să fac primul meu disc mare. Scosesem deja la single-ul. Mm-hmm. Deci single-ul l-am scos în 76 și au fost 3 ani de, până am fost chemat în 79 să fac discul ăsta mare. Care disc? Primul meu. Primul disc? N-are legătură cu După Meci, ca să se înțeleagă. Nu. Primul disc al tău cu Maria lângă geam și așa mai departe. Nu e ăla. După Meci e primul disc mare. După Meci a fost? Da. Nu știam că a fost înainte păi de... Păi despre asta e vorba. Așa. Dacă nu mă lași. Tu ești grăbit permanent. Mai ai invitați după mine sau ce se întâmplă? Ok. Și m-au chemat la Electrecord și eu am venit cu propunerea asta să fac După Meci. Am primit credit la directorul Carțiș, domnul Incredibil. Carțiș. Da, ascultaseră ceva sau doar le-ai spus verbal, doar le-ai spus... Nu, nimic. Nimic, le-ai zis ce vrei să faci. Deci faptul că ei, din clipa în care scoți un single, scoteai un single, ești intrat acolo, aveai credit din am partea înțeles. Lor. Toți, în schimb, toți prietenii, colegii pe care îi aveam la vremea aia, că după aia s-au mulțit, au zis, băi, îți rupi gâtul, nu face nimeni un album conceptual cap-coadă. De asta zic că unul dintre cele mai mari albume ale muzicii românești. Ambiția mea care a fost? Că între timp a apărut. Câți ani aveai? Păi în 79 54-79 nu știi să faci. Nu știu 25. Să facă. 25, mulțumesc. Da. Și Nicu, tu ai făcut albumul ăla la 25 de ani? Da. Incredibil. Vorbesc serios. Adică e de o complexitate, în primul rând, plecând de la versurile așa zi. Și toți mi-au zis că o să-mi rup gâtul, pentru că de obicei la primul disc era un disc de piese, erau două, trei care erau hituri, locomotiva albumului. Și eu am zis, nu, domne, fac asta. A păruse între timp Cantafabule, lucru care m-a ambiționat și mai tare, a păruse și Zamolxe al Sfinxului. Al Sfinxului, da. Și am zis, adică de ce în două muzica rock... Două dintre marile albume ale muzicii românești. De ce în muzica rock se poate și la mine nu folcul ăsta amărât bălăduțele astea. Nu triste, putem noi cum să zici tu, facem, de intemperii. Nu putem să facem noi un album conceptual și așa m-am ambiționat și am făcut ceva. L-ai scos pe vinil acum în ultimii ani? Nu. Pentru dar că... tu n-ai scos, parcă... Eu am scos un singur vinil în generația nouă de viniluri, Cântece de Șemină. Cântece de Șemină, care e super. Nu, dar am crezut că la decembrie o să scoți până la urmă vinil. Nu, n-am scos. Pachetul ăla mai de vânzare? Mai sunt, da. Păi atunci ar putea să cumpere oamenii acum, că poimine e decembrie, se cheamă, și poimine e 1 decembrie. Da. Spune-mi, te rog, Dimov, Nichita Stănescu, Barbu, mă rog, Barbilbian. Da. Păunescu, pentru că ai multe cântece pe vers de Păunescu. Țărnea, care? Uite, ți-am zis 5 poeți. Arghezii, Blaga, da, dar ăștia primii 4-5 ai scos albume dedicate, mai puțin. Cu piese mai multe, într-adevăr. Cine să zic că mai am mai multe așa? Dar ai putea să alegi pe cineva care e cel mai aproape de sufletul tău? Unul dintre acești. Toți sunt, deci nu poți să faci. Nu, știi de ce? Pentru că fiecare e foarte diferit. Mm-hmm. Cum și albumele sunt foarte diferite. Și atunci mi-e greu să fac o ierarhie sau să... Vrei să te mai cert un pic? Acum câte minute mai avem? Nu la mai final? Avem. Poftim? Nu mai avem. Nu, deci mai avem. Eu sunt supărat în continuare că nu se găsește Vinyl Collection. N-am cum deocamdată. N-ai cum deocamdată să scoți. Păi nu e important că spui asta, că nu știam. Păi nu, nu există un contract pentru a fi din nou scoase în CD. Nu, ele sunt la mine toate acum. Deci tot ce... Păi de ce nu scoți Vinyl Collection? Păi pentru că știi foarte bine... Ce înseamnă Vinyl Collection? Te rog să le spui cel care... Vinyl Collection înseamnă o colecție... Sunt 4 CD-uri în care au fost adunate toate albumele editate pe vinil. Asta mai puțin după Meci.
Nu, este și după meci? Nu știam. Că da. Chiar pe primul păi, cred că e cea mai importantă colecție, eu spun în general, din muzica folk și nu numai din muzica ta. În plan am lucrurile astea, Marius, dar e foarte complicat, mai ales în această perioadă, care este o perioadă dificilă. Și costă dificilă. Foarte mult să... E vorba de asta bani aici, sigur. Hai să uite, mă apuc eu acum și fac un apel în seara asta, păi o să găsesc, pot să spun și o propoziție până la capăt? Da, dar e inutil. Zi. E inutil să spun și o propoziție până la capăt? Ok. Păi nu, să găsim un sponsor care să sponsorizeze reapariția Vinyl Collection. Este o colecție cu toate vinilurile tale, pe suport CD. Sunt patru CD-uri excepționale. De ce să consumăm aiurea energie? Bine, cât costă Nicu? Nu, hai să... Dar poți să-mi spui că, uite, chiar mă interesează, chiar dacă suntem în direct. Nu știu. Nu știu. În funcție și de numărul de... Eu ca să ajung să spun cât costă un album, trebuie să iau niște prețuri de la o fabrică, de așa ceva. E complicat, nu are rost. Și nu asta e important. Important este că eu ți-aș propune altceva. De fapt, nu ție îți propun. Te rog. Îmi propun. Da. Dar asta știi cum e. Cum îl faci pe Dumnezeu să râdă, îi spui planurile tale de viitor. Exact. Peste 2 ani se împlinesc 50 de ani de când cânt. Iată așa. Au trecut repede o jumătate de secol pe scenă. Și, adică în 2024? 23. În 73 am avut debutul. Și atunci m-aș gândi să scot o colecție. În care să cuprindă tot. Dar ce? Una e una, alta e alta. Drăguțul meu, una e alta. Mai sunt 2 ani până atunci. Hai să dăm țara noastră să ascultăm 10 secunde și trăiască România, pentru că tot vine 1 decembrie. Tot 10 secunde? 10 secunde pentru că ne blochează Facebook-ul, Instagram. Da, ceva, e sfârșitul lumii. Și erai în armată. Și cum ai ajuns la Cenaclu? Pentru că le cântai, asta trăiască România, îl cântai în Cenaclu. Acolo l-am făcut la Râmnicu Vâlcea. Așa, erai în armată. Eram la Buzău, la transmisiune. În 74 eram 74, în armată, da. Și am luat concediu. Ne dădeau, cred că aveam 2 săptămâni sau nu știu cât, da. Și m-am dus la Toca, la București, la Tocidescu. Am stat acolo câteva zile și acolo Gabi Iencec, Geru Colcea, Ghiona Crăciunescu și Ștefan Sloboda, care erau grupul Reflex, la care erau erau în Cenaclu. Și, mă rog, ei țineau tare mult la mine și mi-au propus, bă, tu nu vrei să vii să intri în Cenaclu, să le cânti? Da, de ce nu? Ok. Și a fost se întâmpla undeva în septembrie, cred că era un început de toamnă. Și era la Teatru Țăndărică și a fost un fel de concurs în care se primeau niște noi membri. Eram eu, Zoia Lecu și cu Nicu Vladimir. Și era și un juriu. Din juriu țin minte doar fețele a doi oameni pe care îi vedeam acolo. Erau în masă undeva. Nu juriza Adrian Băunescu. Și el, dar era și un juriu acolo. Două fețe le țin minte de atunci, era poetul Ion Horea și nimeni altul decât Ion Ciria. Serios? Pe cuvântul meu. Deci tu așa ai intrat în Cenaclu că ți-a dat acordul Ion Ciriac. Asta e tare de tot. Nu știu. A făcut parte din juriu. Era în juriu. Poate nu și-a dat acordul. Și-a dat, vorbesc eu cu el. Da, și... am intrat în Cenaclu și acolo am început iar o competiție pe care am avut-o cu mine, de fapt, pentru că în prima perioadă am fost un pic marginalizat, ca să zic așa. Și cât ai stat în Cenaclu? Păi din 75, practic, că ăla a fost doar un debut. Început, da? După aia m-am întors la oaste, mai ai fugeam armata, peste da, gard, da, mai... sunt multe de povesti și cu chestia asta. Practic din 75, când am făcut turneul pe litoral, atunci au scos Phoenix și Cantafabulele. Și așa s-a născut ideea cu După Mergi, care urma să avea să se întâmple în 79.
Deci am stat în cenaclu din 75 până în 81. Incredibil. 6 ani de cenaclu. O nebunie de viață. Ultimii ani, adică 79-81, ultimii 2 ani au fost destul de grei, pentru că în 79 am fost angajat la Teatru Mic. M-a angajat domnul Sădaru acolo și făceam naveta. Naveta, cenaclu, Teatru Mic. Da, eram minge de ping-pong între cei doi, între domnul Păunescu și Săraru și Păunescu. O să povestesc și odată discuțiile la telefon, când cu unul, când cu altul. Când a zis la un moment dat Dinu Săraru, a zis gata, l-ai dovedit pe ăsta. Zic, pe cine? Zice, pe Adrian, l-ai dovedit. Că stătea până dimineața, eu eram, aveam 30 ceva de ani, ci că băi, nu mai poate de somn, ăsta i-a omorât pe toți, tu l-ai dovedit. Leonid is Love, e o poveste muzicală pe care o găsiți începând de mâine, peste tot, marca Nico Alifantis. Mulțumesc, ne vedem în ianuarie să continuăm povestea din armată. Da. Chiar o seară interesantă, sincer îți spun. Cu cuvântul tău. Zi dacă zău. Spun zău, zi cu limba zău. Scoasă. Nu. Zi tu râu rățușcă, rămurică. Mulțumesc mult, Nico Alifantis. În decembrie frumos, cu sărbători. Decembrie frumos, normal, frumos, să-mi fiu frumos. Ne vedem mâine seară. Până atunci, ținem aproape.